După lungi amânări, aflăm în sfârșit ce conțin noile legi ale educației. Regulile jocului se schimbă radical, atât în privința profesorilor, cât și a elevilor. Învățătorii nu vor mai putea sta la catedră fără a avea studii superioare. Mandatele rectorilor vor fi limitate, iar tezele de doctorat vor trebui supuse dezbaterii publice. În plus, conducerea liceelor va putea organiza examen pentru 60% din locurile scoase la concurs, iar bursele elevilor se dublează. Ministrul Educației a prezentat pachetul legislativ care își propune să facă din România o țară educată. Deocamdată, statisticile sunt sumbre. Mai bine de jumătate dintre elevii sub 15 ani nu înțeleg testul pe care abia îl silabisesc. Rata de abandon școlar e și ea la cote alarmante. Aproape 2 din 10 copii din mediul rural nu ajung la finalul ciclului gimnazial. Pentru a schimba această realitate, guvernul vrea să aducă o masă sănătoasă în școli de care să beneficieze 1 milion de copii. Programul Masă Caldă, pe care îl știm cu toții, 450 de unități de învățământ beneficiază de el în prezent. Ne dorim să extindem acest program încă de anul școlar viitor pentru cel puțin 1 milion de copii. Se înființează Programul Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar. Practic, el include burse sociale, program de asigurare a rechizitelor, asigurarea transportului gratuit. Apare și portofoliul educațional al elevului. Fiecare copil va avea încă de la grădiniță un CV școlar în care vor fi notate rezultatele obținute la diverse activități extrașcolare. Dirigintele sau consilierul școlar vor putea astfel să-l îndrume mai ușor spre cea mai potrivită carieră. Deosebit de important se schimbă structura bacalaureatului, dar și admiterea la colegiile naționale. Evaluarea națională rămâne în formula de până acum. Se introduce ideea de concurs de admitere la profilurile liceelor unde există concurență dovedită în ultimii ani. Examenul de bacalaureat, așa cum spuneam, se pliază pe fiecare profil, deci vom avea bacul tehnologic. Ce avem în plus față de formula de acum este o probă, așa zis, complementară de competențe de bază, care pentru profilul uman va fi la matematică sau științe ale naturii, pentru profilul real o probă la alegere pentru disciplinele socio-umane. Dezideratele din textul de lege se izbesc însă de realitatea din teren. În România încă există școli unde elevii merg la toaletă în curte. Se întâmplă și în Andi Ieșeni, în Iași. Aici ploaia curge din acoperiș, podeaua este ruptă, iar mobilierul e vechi și deteriorat. Da, deci e ud aici. Din 2016, când a fost o furtună, a fost un uragan, putem spune, nu a fost niciodată la noi în zonă așa ceva. Parte dinspre vest, așa a venit furtuna, a spart tabla. Tabla fiind ruginită, a spart-o multe locuri. Plouă. Copiii vin la școală cu microbus pe care directorul școlii îl descrie drept o bombă cu ceas. Ei fiind foarte mulți, noi am avut două microbuze. L-avem celălalt, îi trebuie scris, dacă cumva l-ați observat acolo. Are probleme, să spunem, de reparații care ar necesita mulți bani și primăria nu vrea să ne dea banii. Toaleta este în curtea școlii, ar trebui îmbunătățită chestia asta, dar na. Dar sunteți mulțumită de cum e școala? Așa, așa, așa. Ce ar mai trebui? Ca părinte, cum vedeți dumneavoastră? Ce ar mai trebui? Ar trebui îmbunătățit un pic școala, pentru că nu sunt chiar condițiile care ar trebui să fie. Legile educației au fost redactate încă din iulie de fostul ministru al educației Sorin Câmpeanu. Acesta motiva reforma de amploare a sistemului prin rata mare de analfabetism funcțional în rândul elevilor și prin faptul că învățământul românesc este învechit.